nici cu Ileana. Bună! Doar o vorbă. Nicu? Cum facem să vorbim și cu el? Telefon, nu știu, cine se la România TV. Și dânsul a salvat-o pe femeie. Dânsul a sunat că puteți să ardeți de mine, n-am știut că se poate suna la 112. Eu am găsit-o. He. Nu soțul meu. Și cum era? Desfigurată. Desfigurată era. M-a făcut, dă-mi frică să mai stau în curte. Deci așa ceva n-am văzut în viața mea, am 40 de ani aproape, da. Adică? Cum? Păi, bătută măr. Deci eu, m-am sculat de dimineață, era duminică și am ieșit pe la 7:30. Și m-am dus, mi-am băut o cafeluță, am măturat piatra asta așa, fac eu de obicei până la poartă și zic, mă, să-mi dau la porci, să mănânce, zic, să nu guiți, să deranjez vecini. Și porcii mei sunt în poziția asta așa. Adică pe partea aceasta, cu casa. Și când cățelul care e aici, era acolo, la porci. S-a repezit către curtea ei, așa. Vai, zic, de ce l-a trăcănit așa? Și când m-am întors, ea făcea, numele meu este Nicoleta, și ea făcea, bă, bă, se chinuia să mă strige. Și a făcut și așa cu mâna, între... În curte la mine, acolo, e un, la ea în curte, un sarcâm și WC-ul meu, așa. Dar la ea în curte, nu la mine în curte. Eu când am văzut, am fugit la ea acolo. Adică nu la ea în curte, în curte la mine, către ea, așa. Ce-ai pățit, tante, zic, ce s-a întâmplat? M-a omorât unu azi noapte. Cine, bre, cum să adresează la noi aici? Zic, cine te-a omorât în halul ăsta? Ce-ai pățit? Că era plină de sânge. Cred că aici undeva avea capul spart, parcă așa am văzut, de spaimă, de frică, dar eu zic că aici avea capul spart. Plină de sânge, sânge uscat, umflat, un ochi, era umflat rău. Zic, vai de mine, te-a omorât, cine vrea te-a omorât? Nu știu cine e, dar e la mine în casă, în față, de vale. Adică aici, ea spune aici de vale și acolo în fund. Adică în prima cameră de la stradă. Nu știu dacă era în prima cameră sau afară sau nu știu. Eu atunci am ieșit fuga, aveam și o găleată în mână cu care dădusem la porci, am ieșit fuga, când am ieșit așa pe poartă, m-am uitat așa, nu era țipenie de om, pasăre, câine, absolut nimic. M-am uitat și în partea cealaltă. În partea cealaltă, acolo vis-a-vis, este un magazin. Ajunsese o mașină cu băiatul cu care ce fata, adică prieten, mă rog, cum sunt ei. Și instinctul... Fug să mai spun la cineva, să nu fiu singur, zic, să nu fie acolo, să intre peste mine. Că noi, aici au fost doi frați. Unul din frate a vândut, a cumpărat dânsa acolo cu soțul și între noi, așa, mare parte nu e gard. Și zic, să nu intre la mine în curte. M-am fugit acolo la magazin, i-am spus, am ciocănit la băia la mașină, te rog frumos, dă-te jos în mașină. Că tanti Ana, vecina din fața casei mele, este bătută măr de unul, nu știe cine este, dar zic, a bătut-o, e desfigurată. Unde vrei, zic, acolo, zic, zice, ea, zic, e în fundul curții, dar ea spune că persoana respectivă e la ea în curte. Wow, mi s-a făcut un pic rău. În fața magazinului acolo, țineți curajul, nu știu ce, a venit și fata care vinde, a venit și doamna care stă în casă acolo. Măi, Nicoleta, eu am pe mama soacră paralizată de 3 ani la pas și a crezut că a murit soacră mea. Și eu sunt speriată că a murit soacră mea. Zic, nu, zic, tanti Ana, ai bătut umor. S-a speria și dânsa acolo, femeie. Și eu m-am rugat pe băiat, era frumos, zic, mergi cu mine până la mine în curte. Că eu am o fată de 14 ani, care era cu mine în casă și... Să-mi scot fata din casă, că mie mi-e frică să mai intru în curte. Zic, să nu sară gardul la noi acolo. Zice, ai de bre, că merg eu cu mata. Băiatul. Când am ajuns în mijlocul drumului, așa, aici, aproape de mine, dănică, ieri a apărut un bărbat, fugea pe aici, așa, pe trotuar, între... Că vedeți ce trotuar este. El era. Presupun că a apărut, deci nu era nimeric absolut, dar a apărut. Și ce mi-a atras mie atenția?
faptul că el fugea. Fugea așa, în păpăituri, așa. Atunci, în momentul când am văzut că fuge, Dumnezeu, că nu altcineva, să mă uit cum este îmbrăcat. Și am ținut cont cum este îmbrăcat. A venit și am zis băiatul, fugi repede cu mașina, poate l ajungi de la urmă. Dom'le, domne, că el a intrat într-o casă, într-o curte părăsită. Băiatul cu mașina s-a întors înapoi, ce nu l-am prins, bre. Zic, păi, cum facem? Eu, dacă el a fugit cu mașina, am venit repede în curte, mi-am sculat fata. Ionela, te rog frumos, zic, telefonul era încărcat, al meu nu, zic, te rog frumos, sună repede la tata, să sune pe șeful de post de la noi, zic, că tante Iana e desfigurată, mă. Fata a sărit repede în pat, a sunat pe soțul, soțul meu zice, imediat, lasă-mă un pic. M-a sunat iar, ce s-a întâmplat, Nicoleto? El a crezut că a murit, soacră mea, mama lui. Zic, măi, uite, tante Iana e bătută de unul măra, a bătut un măra azi noapte. Zic, și a zis că e la ea în curte, sună repede la poliție, la salvare, că e moare, zic, sună repede. Și a sunat el, imediat a venit echipaj după, echipaje, nu, nici nu mai știu câte erau, salvare, și asta a fost atât. Ea se simte foarte rău, am înțeles. Se simte foarte rău, nu știu acum în ce stare este, e la spital. Noi știam că a dus-o la Oltenița la spital, dar am înțeles că e la Baltazar. Și atâta știu, dar vă spun că am tras o spaimă și... La ora actuală mi-e frică să mai stau în curte. Deci nu stau neînsoțită. Dar ăsta, am înțeles că el a mai făcut pușcărie, e un criminal. Așa știu, eu nu sunt în comună. Dar, vedeți, vorbește lumea că dacă în timpul când eu povesteam domnilor polițiști cum era el îmbrăcat, vecinul de-a lui a trecut și a zis că vecinul meu e îmbrăcat așa. Și s-a făcut legătura. Faptul că tot așa mergea de la răspunte care vine înspre casa lui, mergea tot pe sub cărare, care el și că mergea numai pe sub, pe mijlocul drumului. Dumnealor îl cunoaște mai bine, eu nu-l cunosc, dar ca om l-am văzut, nu știu dacă l-am văzut. Dar ce spuneam, am înțeles că a fost eliberat după o crimă, că a mai făcut pușcării. A fost eliberat, da, și că a omorât un tânăr. Dar asta cu poate 30 de ani în urmă, eu nu știu, nu eram în comună, dar așa am înțeles și eu de la lume, de la... Cum vorbește lumea, vă deci un tip destul de în vârstă ăsta. Dacă cu 30 de ani făcea crime... 50 de ani, eu știu, nu știu să vă spun așa, n-am... Nu știu, chiar nu știu ce vârstă. Dar el e om din sat de aici? Da, da. Adică el e cunoscut, toată lumea, știi? Ei cum, îl cunoaște toată lumea. Muncea ceva? Ce servicea? Nu avea nicio ocupație, mama lui nu mai stă cu ele la sora lui la București, atâta știu, atâta... Și n-ați mai vorbit cu bătrâna? N-a luat-o salvarea și gata. N-a luat-o salvarea, dat... Am înțeles că e cercetat pentru tâlhărie și tentativă de viol. Păi, în halul în care era, cred că da, deci nu pot să... Eu nu pot să spun că ea... Eu n-am mai putut să mai întreb până întâi mi-am luat calmante... Eu nici n-am mai putut să mai stau în picioare, cel puțin... Dar a apucat să vă spună că a vrut să o violeze? N-a apucat să-mi spună că a vrut să violeze. A spus, m-a omorât până aici, sunt pisată, te roagă, mama, frumos, cheamă salvarea, cheamă poliția că m-a omorât. Cheamă să nu vie peste mine că mă omoară, te rog, făcea... Sunt pisată până aici, te rog, din suflet, nu mă lăsa, nu... Cum poți să lași un om? Nu lași un câine să vezi așa ceva. Și v-am spus și am făcut. Am fugit repede, am ieșit în stradă, că găleata cu care dădeam la animale aici, pe bancă am lăsat. Dar v-am spus, instinctul meu, când am ieșit în curte, m-am uitat dreapta, stânga și de cât acolo era băiatul respectiv și m-am dus și i-am spus, băi, te rog frumos, deschide geamul, dă-te jos de mașină. Zic că vecina e omorâtă, dar nici ea n-a știut atunci pe moment. Deci nici și nu mai putea. Ăla de nenea de vis-a-vis știe, nu? Nu știe nenea de vis-a-vis, nimeric. Eu am anunțat pe urmă că, vă dați seama, am fugit pe linie ca disperata, că am fugit, am strigat să vie cineva să mă ajute, să facem tot posibilul să nu se mai ducă. Are rost să mergem la magazin, au văzut ceva? Nu. N-au văzut nimic. Nu, și atunci era colega de schimb, deci nu era fata care este acum. Că... Bătrâna asta stătea singură, nu? Stătea singură, acolo. Ea a fost căsătorită cu un domn mai în vârstă, soțul a murit și... Poliția a făcut cercetări acasă? Bineînțeles. E deschisă poarta? Nu, nu intră nimeric acolo. Noi aruncăm, are doi câini acolo, peste gardă, așa, pâine. Chiar voiam să stic la vecinul să vie... A lăsat de alea reflectorizante acolo, poliția? Nu știu, n-am intrat acolo, deci eu nu... Nu se intra, zic, că am înțeles că n-aveți gard în spate.
Păi aici nu e garda, nu, nu se intră încolo, avem gard, aici cât e casa, casa ei și a noastră, dar nu, în curte, nu știu, eu n-am intrat. Și nici nu o să intru cât o mai trăi eu aici. Deci așa ceva nu, n-am văzut în viața mea și nici nu vreau să mai văd așa. Și dacă persoana respectivă a fost, cine a fost, să nu mai vină de acolo. Să nu mai vină acolo, la noi în sat, spre exemplu, strada noastră. E o stradă cu oameni mai în vârstă, cu oameni mai bolnavi, cu, deci, mor pe stradă. Dacă, și să vă spun, deci eu noaptea, dacă, eu sunt un pic mai alergată, soțul meu e cioban și el nu e acasă în permanență și toată treaba în gospodărie e pe umerii mei. Noaptea m-am trezit în somn și am auzit țipând de două ori, dar am crezut că am visat. Zic, sau că mi se părea bacă strigă Gicule, bacă strigă Nicule. Și una dimineața și aici, peste drum, stă un domn doctor care îl cheamă Gicu. Și credeam că strigă, că sunt rude aici, casele astea. Iată, femeie striga și pe cineva. Ea striga ajutor, striga Nicule. Nicu e soțul meu. Și eu am, probabil ea striga după ajutor, dar eu am crezut că am visat, zic. Ori am visat eu, ori tanti Didina strigă la Nea Gicu, zic, să se culce, că dumnealui când vine, pentru că stă la bloc, stă și noaptea așa mai... Și am crezut că strigă... Gicule, nici cum, zic, Doamne, ce vis am avut. La ceva timp, sau zic, trece cineva pe stradă, că la noi aici mai trece, țipă, zgheară, cântă. Și am crezut că, zic, trece cineva pe stradă și a țipat vreo fată, zic. Sau am visat, zic, cred că am visat, dracu. Am zis, Doamne, zic, ce vis am avut. Și vorbeam cu fetița mea în casă. Zic, eu de ala, zic, am trezit și mi s-a părut că țipa cineva, mamă, zic. Da, zice, ai auzit și tu, mami? Zice, da, zic, da, am auzit, dar am crezut că am visat. Nu, mami, țipa cineva. Cum o cheamă pe bătrână? Scorțaru Ana. Ana Scorțaru? Da, da. Ca să ne interesăm de ea la spital. La spitalul Baltazar, la nu știu la ce secție. Nu este... contează, mergem noi și o căutăm azi. Mergeți. Ana Scorțaru. Ana Scorțaru, da. Dumneavoastră cum vă numiți? Nicoleta Fătu. Nicoleta Fătu. Numesc și sunt vecina ei de, cel puțin, băiatul meu are 18 ani, ea de 18 ani este. Adică nu de 18, stați. Deci 18 minute, de 11 ani. Hai, vă mulțumim mult. Noi mergem să filmăm ceva acolo, dacă putem.